Să vă zic întrebarea. Deci dacă Dumnezeu îi predestinează pe toți și cerul are alegerea ta, știi și cineva care crede în predestinare pe cea? Da, predestinare. Cred că limbajul biblic este alegerea lui Dumnezeu, da? Sau hotărârea lui Dumnezeu. Eu cred că Biblia învață că suntem aleși din veșnicie de Dumnezeu. El ne-a ales înainte de temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim în viață. Trebuie să știți textul ăsta. Pedro, noaptea, dacă îți dă cineva două bani, să-l poți recita. Da? Ca să știi că Dumnezeu te-a avut din veșnicie, în inima lui, în planul lui. Te-a avut pentru el. Trebuie să știi asta, da? Acum, Biblia nicăieri nu spune că i-a predestinat sau i-a ales pe toți oameni. Nu există Biblia așa ceva. Vă citesc, de exemplu, Romani, capitolul 8, unde spune în felul următor. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte și a cunoaște mai dinainte Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu a spus, știu că e acolo. Mai e acolo, da. Nu, asta e cunoașterea lui Dumnezeu, da? Cunoașterea lui Dumnezeu este o cunoaștere intimă. Când zice Domnul Iisus Hristos, niciodată nu v-am cunoscut, credeți că Dumnezeu nu știa că ei există? Nu știa Domnul Iisus că ei există, că n-a zis niciodată nu v-am cunoscut? Știa că există. Este vorba despre o relație cu ei. Eu îmi cunosc nevastă, nu că știu că există. O cunosc, nu cunosc nicio altă femeie din lume. Amin? Așa să-mi ajute Dumnezeu și vouă. Deci asta înseamnă cunoaștere, o relație intimă. Că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu te-a pus în planul lui, da? Că Dumnezeu își găsește plăcerea în tine datorită ceea ce s-a dat prin Domnul Iisus Hristos. Pe aceea pe care i-a cunoscut, tot pe aceea și hotărâri mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Aici este un argument foarte puternic împotriva celor care zic, ăștia care zic că suntem predestinați, zic, ha, să facem ce vrem, noi suntem aleși. Da, avem treabă. Și mai bine la biserică, dar putem să facem ce vrem noi. Dar lui chiar nu au nicio treabă. Acum vedem, poate să pocuiești și ne dăm seama că sunt și ei. Dacă să pocuiești, bineînțeles. Dar spune foarte clar, ne-a ales să fim asemenea chipului Fiului Său. De asta ne-a ales Dumnezeu. Mi-a cunoscut, mi-a iubit din veșnicie, ne-a hotărât să fim asemenea chipului Fiului Său. Și tot pe aceea spune, ascultați, pe aceea pe care au hotărât să fie asemenea chipului Său, da? Tot pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Deci hai să vedem ordinea. Ne-a cunoscut din veșnicie, ne-a hotărât, ne-a chemat. Ne-a atras la el. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci este un lanț perfect. Din veșnicie până în veșnicie. Proslăvirea în veșnicia viitoare, dacă am putea să folosim expresia asta de filozofic în greșit. Veșnicia viitoare e proslăvirea, când ne face perfect ca Domnul Iisus Hristos. Veșnicia trecută e momentul în care El ne cunoaște și ne hotărăște. Ne hotărăște în veșnicia trecută, ne cheamă în momentul în care El hotărăște prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt, da? Ne socotește neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos, ne ține până la capăt și ne proslăvește. Este un lanț perfect, pe aceea și nu pe alții. Pe aceea și nu pe alții. Întrebarea care rămâne este dacă alegerea noastră are vreo importanță. Alegerea noastră are o importanță crucială. Crucială. Acum, întrebarea este ce importanță are? Dumnezeu mă alege, fiindcă a văzut că eu să-L aleg, are Dumnezeu un fel de telescop din ăsta veșnic. Văd pe ăla să profite de harul. Nu, Dumnezeu știe ce a văzut din veșnicie, că niciunul nu o să-L alege. Și de aceea Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, ne modelează inimile, ne convinge de păcat, ne luminează inimile, ne deschide inimile, astea toate expresii biblice, ne atrage la Tatăl prin Duhul Sfânt, și în urma acestei atracții, noi îl alegem într-un mod real pe Domnul Iisus Hristos. Noi îl alegem. Nu îl alege nimeni în locul nostru. Nici măcar Dumnezeu nu se alege pe sine prin noi, în locul nostru. Noi îl alegem. Dar eu îl aleg pentru că El mi-a modificat, mi-a transformat voința, mi-a înclinat voința, mi-a înnoit voința. Alegerea mea este reală. Da, alegerea mea, legătura pe care trebuie să o facem este între alegerea mea și alegerea lui. Ele există amândouă, sunt la fel de reale și sunt la fel de importante, cruciale, esențiale. Omul trebuie să-L aleagă pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să hotărască pentru Domnul Iisus Hristos. Da, e adevărat lucrul ăsta. Întrebarea este care e legătura dintre cele două. Dumnezeu mă alege fiindcă a văzut că eu o să-L aleg. Sau Dumnezeu mă alege și fiindcă El m-a ales, eu o să-L aleg. Pentru că Biblia asta spune ea. Nu spune nimic aici despre ce face omul. De ce? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este perfectă și ea se va realiza locul. Dacă crezi în doctrina asta, sunt foarte multe implicații. Deci terminăm cu toată șarada asta de la evanghelizare și panorama asta și manipularea asta masă. Da? Predicăm Evanghelia, chemăm oameni la mântuire și așteptăm ca Duhul Sfânt să lucreze. Și toți aleșii de Dumnezeu vor veni la El. Ne rugăm pentru toți oamenii cărora le predicăm, discutăm cu ei, povestim cu ei, este una părtășie cu ei, îi invităm, îi chemăm, îi implorăm și credem că Duhul Sfânt va lucra. Facem niciun fel de mascarat. Da, eu cred. Am o siguranță de nestrămutat.
citit pe subiectul ăsta, poate mai mult decât pe orice alt subiect din, din toate cele pe care le-am studiat, cred din toată inima că Dumnezeu ne alege din veșnicie, nu pentru că a văzut că noi o să-L alege, ci ne alege din veșnicie ca să-L alegem și noi. Și ne alege din veșnicie și asigură că noi îl vom alege și noi pe El. E sigur că cine îi alege Dumnezeu, cine îi alege Dumnezeu, îl va alege și El pe Dumnezeu. Sunt foarte, mai multe, să știți, în doctrina, doctrina a predestinării foarte simplu. Dumnezeu ne alege. Să fim al lui și o să fim al lui. Scurt pe doi. Mai multe sunt obiecțiile. Șansele sunt la fel legal. Nu. Sunt 2,2 miliarde de oameni care nu știu nimic despre Hristos la ora actuală. Și conștiința. Conștiința, Biblia spune că Dumnezeu s-a descoperit prin conștiință, așa că nu se pot dezvinovăți. Nu zice, așa că să pun mântuie și ei, chiar dacă nu au auzit despre Domnul Iisus Hristos. De exemplu, și clar dacă ar avea conștiința, tot nu șase egal. Lui de ce e de conștiință și mie mi-a dat 30 de ani să trăiesc într-o familie de credincioși? Unde așa? Deci când au auzit, șasele sunt egale, unde sunt ăștia care spun că e predestinare? Șase, Dumnezeu și sunt șase egale. Nu, Domnule. În România nu plouă cu gheață aseară. Nu șase egale, numai pe voi o dat cu gheață. Până am ajuns eu să termin la gheață. Nu șase egale. Nu există șase egale în lume. Unde șansele astea egale? Unul mai deștept, unul mai puțin deștept. Eu m-am născut într-o familie de credincioși, m-am născut cu un anumit ADN, m-am născut într-un anume fel, într-o anumită circunstanță, cu ce se vinovă că m-am născut acolo? Nici măcar oamenii din lume nu cred poeziile astea pe care le spunem noi cu limba la voință. Să vă spun de ce. Tu ai putea să te duci într-o zi la primărie și să spui așa, fiate, eu nu sunt vinovat că m-am născut într-o familie de pocăiți, îndoctrinați, care cred în niște mituri vechi de acum 2000 de ani, și ăștia m-au îndoctrinat 20 de ani și m-am trezit abia acum la realitate. Da? Și din cauza lor nu sunt la o facultate mai bună, din cauza lor nu m-am căsătorit cu nu știu ce fată, din cauza lor nu sunt asta. Vă rog să-mi dați șanse egale cu toți ceilalți oameni din Madrid. Te întreb cine o să te bagi în seamă? Te bag acasă. Nimeni nu crede poeziile tale, șansele tale egale. Auzi pocăieți care spun lucruri din astea, stă în mintea lor. Unde șanse legale? Care șanse legale? Unde șanse legale? Dumnezeu nu e comunist. Deci noi spunem asta pentru că credem că Dumnezeu e socialist și comunist. Socialismul intră în Europa cu foarte multă putere. Dumnezeu nu e socialist. Dumnezeu este suveran întregului univers, știu ca să ne smerește și ne face puțin mintea să joace în loc. Dumnezeu este suveran întregului univers și dă cât vrea, cui vrea, unde vrea, cum vrea El. Scurpe de asta e realitatea. Trebuie să ducem Evanghelia la toate neamurile, că toți aleșii lui Dumnezeu vor fi mântuiți prin porunca Evangheliei. Fără predicarea Evangheliei, aleșii nu sunt mântuiți. Aleșii sunt mântuiți în urma predicării Evangheliei. Eu nu știu care... Știți ce m-a avut de când nu știu care sunt aleșii lui Dumnezeu? Că ar fi fost predicat numai la aleși. Și-am predicat la toată lumea. Trebuie să dau la discreție Evanghelia la toți. Nici nu mă interesează care e asta. Trebuie să dau Evanghelia la toată lumea. Să semănăm peste tot. Să semănăm peste tot. Și treaba lui Dumnezeu să știe care sunt aleșii lui, cum să-i mântuiască, când să-i mântuiască. Înțelegeți ce vreau să spun? Uniți pe altă, suntem aleși, e predestinare, de ce mai predicăm Evanghelia? Ca să fim mântuiți aleși. Ca să-i strângă Dumnezeu pe toți aleșii lui. Eu zic, sunt unii care cred că numai câțiva așa. Ăia sunt mântuiți și altă dată. Eu nu cred așa. Eu nu cred că cerul va fi așa. Câțiva oameni vedem așa la câte un miliard de ani vine, ne întâlnim cu câte unul. Și tu ai ajuns pe aici. Bă, puțin suntem. Da. Nu, hai să vă spun, sunt două lucruri diferite. Să știi că ești ales, poți ști doar în momentul în care ai crezut în Domnul Iisus. Dacă mie îmi spune un necredincios, am întâlnit necredincioși care n-au văzut viața lor de cartnici și spune, eu nu cred că sunt ales de Dumnezeu. Eu îl întreb de unde știi. El n-ar trebui să știi că nu e ales de Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu pentru tine nu e să-ți cunoști predestinarea. Nu scrie, cunoașteți predestinarea și crede în Domnul. Nu spune, crede în Domnul Iisus Hristos. Eu pot să știu că sunt ales dacă cred în Domnul Iisus și dacă mă pocăiesc. În momentul în care am făcut treaba asta, pot să primesc siguranța. Trec din moarte la viață și nu vin la judecată. Puțin. Nu poți niciodată să știi că nu ești ales. Că nu ești ales. N-ai trebuit să știi lucrul ăsta, că nu ești ales. Știi de ce n-ai cum să știi? Poți să fii mântuit cu 2 minute înainte de moarte. Poți să te înșiri o viață întreagă pe tine și spui, eu n-am fost ales niciodată. Tu nu știi tu. N-ai trebuit să știi că n-ai fost ales. Chemarea lui Dumnezeu este să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Și dacă faci lucrul ăsta, îi spune pe cel ce vine la mine, nu vei zbuni afară. Unii zic, dacă nu ești ales și vrei să vii la Domnul Iisus, te primește? Nu poți să vrei să vii la Domnul Iisus dacă nu ești ales. Nu există niciun ales care bat la Doamne, mă primești? Nu ești în carte. Ghinion. Nu, dacă ai venit la Domnul Iisus, fii pentru că ai fost ales. Niciunul nu se duce la Domnul Iisus Hristos fără să-L împingă Dumnezeu sau să-L atragă Tatăl. Noi nu credem Biblia, asta e părerea mea. Nimeni nu poate, nu vrea să vină la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Cum credeți că Dumnezeu l-atrage pe unul la Domnul Iisus Hristos?
alegere pentru ea, pentru respect. Sau este doar lăsat în voința? Da, deci doctrina reformată clasică cu privire, cum îi zic, hai că alegerea asta la cer mai merge cumva dacă vorbești cu restul ce-a făcut. Cu restul ce-a făcut Dumnezeu. Cu restul Dumnezeu ne-a zis. Du-te mă în iad, nu vrei, du-te mă în iad. Asta nu e alegerea lui Dumnezeu la iad, da? Deci nu așa ales Dumnezeu la iad. Ăla să ține de porțile cerului, vrea să fiu mântuit. No, înapoi, la viață. Unii așa cred că spunem, eu n-am spus în viața mea așa ceva, nu cred că e așa ceva și cred că e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu din veșnicie a ales, asta le spune Biblia când ne-a ales pe noi, da? Pe restul Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat, a trecut cu vederea. Asta e expresia folosită în catehisme sau în mărturisiri. I-a trecut cu vederea. Omul se naște, Dumnezeu nu-l numește. Tot timpul, sper să crești multe păcate ca să fii până la urmă iad. Asta cum faci să mă trezesc că ești cu tine la poarta aia și trebuie să obligați să te mântuiesc. Că ai crezut în Domnul Iisus, da? Deci nu există așa ceva. Ăla merge în păcat și spune, ne chemăm la Evanghelie. Vezi, vă întreabă ce prostie asta. Vine la Domnul Iisus, du-te mă de aici. Vine la Domnul Iisus. Nu, urăște Evanghelia, urăște. Îi place păcatul și iubește păcatul. El nu o să-și spună niciodată, el nu o să-și spună niciodată problema de ce nu l-a ales Dumnezeu. El niciodată, numai noi care suntem pocăiți ne punem problema pentru ei. El nu are problema. El se bucură să bărăcește mocila lui fără niciun fel de stres. Și se duce în iad și singura lui frustrare în iad că e închinurile iadului, nu că e fără Dumnezeu. Uitați-vă la bogatul, pilda bogatul și oase. Bogatul din iad nu strigă, Doamne, am ofensat gloria ta. Extrem de profund întristat că am păcătuit împotriva ta. Zice, bă, nu poți să trimiți puțin pe Lazar. Oricum am profitat toată viața mea de alții, nu m-a interesat de nimeni, acum mă interesează de Lazar numai ca să-l folosesc pentru mine. Să-mi stâmpere puțin sedea. Asta e singurul lui interes, un interes egoist, pur, firesc, diabolic. Da? Exact, cel dus în ea de acolo. Deci Dumnezeu l-a lăsat. Faptul că Dumnezeu te lasă, Dumnezeu nu e obligat să vină după tine și să te mântuiască. El te lasă să treci cum vrei tu. Întreabă omul, cum vrei să treci? Cum vreau eu? Dă-i drumul tău. Dar asta e decizia suverană cu Dumnezeu. El vede lucrurile acestea. Chemarea pe care Dumnezeu mi-o dă mie, este să predic Evanghelia la orice făptură. Să chem pe oricine. Asta e chemarea mea. Și dacă n-ai înțelege cum se leagă lucrurile astea între ele în capul tău, nu face niciun fel de diferență. Dumnezeu, porunca lui, siguranța pe care mi-o dă Dumnezeu că să mântuit, e clară? Porunca pe care Dumnezeu mi-o dă să predic Evanghelia, așa asta e clar. Cum să-mi vină ele, asta este cu totul altceva. Dar nici nu înflorim anumite doctrine în Sfânta Scriptură, numai că se puște cu sistem de nostru. De exemplu, ne zic, da, Dumnezeu ne-a ales pentru că a văzut că noi o să-L alegem. Dăm un verset pentru asta. Păi zice că ne-a ales fiindcă ne-a cunoscut dinainte. Zice, ne-a cunoscut pe noi în faptele noastre sau credința noastră sau alegerea noastră. Deci cineva ca să iasă, să scoată cumva, vrea să scoată cumva pe Dumnezeu nevinovat. El este nevinovat. El este nevinovat. Și atunci, bă, domnule, care expresie micuță acolo în textul Bibliei care să salveze toată, ce am salvat, domnule, toată, Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a cunoscut mai dinainte că noi o să credem. Nu zice Biblia că noi o să credem, dar nu știm că așa e. Nu zice Biblia. Spuneți-o, da? De ce mai există judecată dacă oamenii au fost în soț ca să se rugă? Păi, asta e, sună așa, stanc, este am ascultat predica. Noi suntem prieteni, nu ne cunoaștem. De ce există judecată? Domnul judecatul lui Ceaușescu, ziceați ceva, ziceați ceva, da? De ce există judecată? Dumnezeu în veșnicie, da? Gândiți-vă la astea trei momente. Veșnicia trecută, da? Când noi existam, veșnicia viitoare, când vom fi adus la judecată, da? Și între astea două este viața în care noi trăim. Dumnezeu în veșnicie, la judecată, nu o să zică cartea. Nu cartea cu fapte, cartea cu predestinare. Gicu. Nu e așa ales ghinion. Iar. Nu există așa ceva. Și ce o să spună Dumnezeu? Vine, cartea faptelor, da? Dacă ar fi să... Cartea faptelor, dar nu apostolilor. Faptelor înainte spreviților și necredincioșilor. Ce-i făcut pe pământ? Dumnezeu nu o să-l trimite neat că nu l-a ales. Ce-i făcut pe pământ asta? Ți-o plăcut? Ce-i făcut? Da. Ai fi trăit în continuare așa? Da. S-ar fi plăcut 3.000 de ani ca să faci păcatele astea? Da. Deci te-ai iubit tare mult? Da. Nu. Nimeni nu va obiecta, niciunul. Nu va fi judecat că n-a fost ales. Va fi judecat. Păcatele pe care a făcut toată Biblia spune că Dumnezeu ne judecă pe baza faptului, nu pe baza alegerii sale. Nimeni nu o să spună, dar de ce nu mai ales împotriva voinței mele să trăiesc în sfințenia pe care am urât-o din temelie? Doamne, de ce nu mai ales să fiu al tău, deși te-am urât și n-am niciodată să vin la tine? El nu o să aibă obiecții cu treaba asta. Singurul lucru care nu se convine o să fie chinul. De asta vedeți, oamenii portetizează iad, ia să-și doresc. Iad. O leacă de muzică, o leacă de bericică, pac-pac, frumos, drăgușori acolo la casa, ne plac pe alții, pic pe alții, alții s-ajută cu furcile pe acolo, lor le place treaba asta. Deci, bă, o să mă duc într-un compartiment din ăsta mai liniștit. Ne-a făcut antrenament, da. Deci nu există
Nu va obiecta nimeni atunci, pentru că nu va fi trimis în iad că nu a fost ales, va fi trimis că... Pentru ce a făcut?